găsit, dragi telespectatori! Sunt Aura Stoienescu și vă invit la emisiunea Viața Gorjului, din nou, după o scurtă pauză pe care am acordat-o problemelor mele personale. Și revin în forță împreună cu domnul primar Ion Bârcă de la Turburea, incompatibilul primar de la Turburea. Bună seara, domnule primar! Bună seara, bine v-am găsit! De ce sunteți incompatibil, domnul primar? Am făcut parte dintr-o societate, zic că am făcut. Am semnat un act constitutiv care aceste acte constitutive pentru a face o societate de salubrizare în comuna Săulești, Jupânești, Berlești și Tulburea. Ca să vedeți și dumneavoastră ce înseamnă, până la urmă, ultima, ce înseamnă și această judecată. Cel de la Jupânești, făcând parte tot din această societate, și semnând aceleași acte? Și semnând aceleași acte, dumnealui nu se mai află incompatibil, dându-i câștig de cauză la contestația care a făcut-o la Tribunalul Craiova, nu mai este incompatibil. Doamna de primar de la Berlești nu mai este incompatibilă și dumneai făcând parte tot din această societate și nu mai este. Acum, eu am rămas tot în stare de incompatibilitate în care nu mi s-a dat câștig de cauză. Același lucru. Deci toți patru am fost în aceeași societate comercială. Aceeași speță. Soluții diferite. Și soluții diferite. Până la ultima, deci ce să mai vorbim de societate? De societatea românească. Deci nu mergeți dumneavoastră la aceeași instanță la care au mers dânsii? Păi ce să mai merg, că așa au fost dirijate și trase pe calculator. Nu-i pe preferințe aici. N-a fost aceeași instanță. Dar până la ultima aș mai veni și aș mai spune... Adică același complet de judecată, la asta mă refer. Același complet de judecată, dar acum ce să vă mai spun? Uitați-vă și dumneavoastră, cine ne-a făcut să fim incompatibili? Cel mai mare escroc al României, Horia Georgescu. Păi da, haideți să vă spun, de acord cu dumneavoastră, nu folosesc acest... N-avem voie, nu ne permite. De acord cu dumneavoastră, nu le folosesc, dar acel om care a jefuit România, cum îi se spune unui om care e la închisoare la ora actuală? Și v-a făcut pe dumneavoastră incompatibil. Da, Horia Georgescu, acest om, președintele anii. Dar vă întreb, domnule primar. Propus de domnul președinte Băsescu. Noi fiind reclamați de actualii pedeliști. Cei de la Gorj am fost reclamați de... Nu o să zic. Gruparea lui domnul Dan Vâlceanu. Să nu spun gășcuța lui domnul Dan Vâlceanu. Să nu spun. Că nu e. E urât. Nu. Dar gruparea lui domnul Dan Vâlceanu. Reclamați de aceea. Culmea culmilor că a reclamat și un primar al lui. Da? Da, pe domnul Liviu Cotoșman. Și dumnealui se află tot într-o societate de aceea speță ca și a mea și dumnealui este reclamat și el tot de fostul președinte sau actualul președinte al dumnealui. Dar aș vrea să vă întreb, domnule primar, în primul rând vreau să le spun telespectatorilor că ne pot trimite SMS-uri la 0766314582. Încă o dată rugămintea, nu sunați pe acest număr pentru că nu vom răspunde, da? Deci nu suntem la emisiunea de dedicații, primim doar SMS-uri la această emisiune. Întrebare, ați mers pe ideea practicii judiciare, adică să mergeți cu rezultatul primit de colegii dumneavoastră din acea societate și să arătați, iată, dânsii au câștigat. Practica judiciară spune că dacă există acum, deja soluții de genul ăla, acum norocul ne este folosite. Acum norocul ne este pentru că domnul președinte Klaus Iohannis și dumnealui s-a aflat... E incompatibil, a fost incompatibil. La un moment dat. Da, tot într-o stare de incompatibilitate cu spețe asemănătoare ca ale noastre. Și ne vom duce, cum a spus dumneavoastră, cu această cu hotărârea președintelui și probabil și atunci... Și cu celorlalți doi primari? Da. Și poate că atunci da, vor instanțele fi... vor aprecia. Într-un mod normal și e normal și normal și firesc și legea firei și orice, dacă la unul i-ai dat o hotărâre favorabilă pe o aceea speță care avem majoritatea, obligatoriu va fi peste tot, așa. Dar ceilalți primari, că sunt mulți în Gorj care au fost în situația asta? Păi suntem, cred că, cei mai mulți din țară la ora actuală, ca din județul respectiv, pentru că, vedeți dumneavoastră, ei în ce situație sunt? Din... Au scăpat? Au rămas incompatibili? Ceilalți? Păi colegii din asta din Gorj? Cei din Gorj, unii sunt în stare de incompatibilitate, și unii alții nu. Alții nu. Este tot... E incertă situația, dar la Înalta Curte de Casație și Justiție cred că se va face lumină. Da? Da. Mergeți la Înalta Curte? Păi da, normal. Am și făcut recursul acolo, pentru că
foarte bine. Eram nevinovat vreau, pe toată vreau chestia aceasta. Vreau foarte scurt, domnule primar, pentru că tema noastră este Comuna Turburea Proiecte 2015. Colegii, vă rog, 2015, nu 2005, pe burtieră, da? Atenție, regia, deci vă rog să modificați proiecte 2015, că nu ne întoarcem în 2005, cu 10 ani în urmă. Deci, având această temă, am vrut să începem cu subiectul incompatibilitate totuși, pentru că este de interes pentru alegătorii dumneavoastră, iar pentru că alegătorii dumneavoastră, mă rog, alegătorii din toată, din Gorj, din toată țara, din toată lumea, că ne vedem și pe internet, români, să înțeleagă ce au fost aceste societăți, adică să nu zică, băi frate, ăștia au fost în niște firme și și-au aranjat unii să câștige, alții n-au câștigat și plâng. Nu. Ce au fost aceste societăți? De ce le-ați înființat? Aceste care societăți era scopul lor? Erau niște SRL-uri pentru buzunarul dumneavoastră? Nu erau SRL-uri. Nu erau SRL-uri ale noastre, erau societăți comerciale înființate de, spre exemplu, la nivelul comunei Tulburea, Jupânești, Berleș și Săulești, cele patru comune, am făcut acest SRL pentru salubrizarea comunelor Tulburea, Jupânești, Berleș și Săulești. Bun. Această societate avea angajații ei, directorul ei și totul ia cu mașini, cu toate utilajele care era pentru salubrizare, iar această societate își desfășura activitatea, iar banii noi nu aveam nici... Ați luat salariu? Noi nu luam nimic de la această societate. Noi singurul lucru ca reprezentant al comunei, reprezentant al comunii, conform legii 215, a însemnat actul constitutiv într-un mod obligatoriu care trebuie să, ca acea societate să ie ființă, trebuie semnată de cineva. Bun, și garantul comunei. De ce trebuia aceste societăți să ia ființă? Pentru a obține fonduri europene. Una, să obținem fonduri europene și doi la mână, gândiți-vă că la nivelul comunei Tulburea, eu, la ora actuală, încă nu sunt nici eu mulțumit de salubrizarea comunei mele. Pentru că luăm cam lunar aproape 36 de tone de gunoi din comuna Tulburea. Pe lună. Iau. Și totuși există tot gunoi. Tot există gunoi. Este o comună mare. Este într-adevăr. Dar vedeți, până la ultima și nici fondurile nu ne permit. Pentru că nu poți să ceri nici la om o taxă atât de mare, pentru că, vedeți, până la ultima, impozitele e o povară asupra omului și mai ales oamenii la țară fac banii greu. Iar aceste societăți, dacă ar fi existat, să zicem, câte una în fiecare localitate, ar fi însemnat fiecare cu directorul ei, fiecare cu angajații, fiecare cu investiția proprie și atunci costa și mai mult transportul gunoiului și colectarea gunoiului. Deci era o dată ca să reduceți costurile prin aceste cheltuieli de personal care sunt mai mici, a doua că ați obținut și fonduri europene doar pentru că ați înființat aceste societăți, deci că ați asociat comunele. Noi n-am făcut decât un singur lucru, decât am semnat acele acte constitutive, a luat ființă societatea și de acolo noi am ieșit din tot jocul acesta al societății care e înființată. Da, dacă ați semnat conform legii, ce lege se invocă acum care... Legea 215 se bage... Legea 161. Așa. Legea 161 zice că primarul n-are voie să facă parte din societăți de interes local și național. Bun, aceste societăți pe patru comune este nici local, dar nici național nu este. Este de interes intercomunitar, că orice lucru, așa gândesc eu, între mai multe comune, cum se numește? Regional, altcumva, nici de cum nu e local. Local ar fi o societate, dar în fine, astea sunt specii care cred că judecătorii acum și-au dat seama, pentru că au fost alți judecători cu minte foarte iscuțită și bine pregătiți, care am încredere în justiția română, că vor face lumină și în aceasta. Lucru care s-a făcut, lumină de aproape 90%, dându-i câștig de cauză actualului președinte al României. Și altor colegi ai dumneavoastră. Și altor colegi din România care au câștigat. Corect. Și acum să trecem la subiectul nostru de bază. Avem proiecte 2015, într-adevăr, pe burtieră, Comuna Turburea, proiecte 2015. Sunt convinsă că locuitorii din Comuna Turburea ar dori să știe, pentru că poate nu au ocazia una, două să vă întrebe personal, ce planuri aveți la bugetul pe care îl aveți, pentru că și la buget v-a tăiat Coane Fănică, cum spune Caragiale. Așa după este. Buget cu Coane Fănică? El, acolo când a scris dumneavoastră pe budieră 2005, din greșeală, dacă eu mă nimeresc,
Dacă eram primar atunci, în perioada aia 2005, poate astăzi tulburea era ca o floare. Nu fac așa să spun că să-mi aduc singur laude sau ceva, dar la munca care o prestez în Comuna Tulburea, nici eu nu-s mulțumit de bugetul pe care l-am, pentru că te zbați și te zbați ca apa de mal pe lucruri. Norocul nostru este că ușile Consiliului Județean sunt deschise non-stop. Chiar dacă banii i-au pierdut, că vorbim, pe care alocau... Până la ultima trebuia lăsat bugetele în mâinile președinților consiliilor județene, pentru că n-au de unde să știe cei de la centru despre comuna Tulburea. N-au de unde să știe de o altă comună, poate mult mai mare decât Tulburea, de comuna Țânțăreni, de alte comune care sunt mai mari. Și eu mă situez în primele 7 comune ale județului acesta ca și număr de locuitori. Păi dacă fac socoteala ca drumurile comunale, fără DG 661, ar face cu toate ulicioarele peste tot în Comuna Tulburea, fac 35 de kilometri. Am aproape 4.400 după ultimul recensământ, dar eu știu din toate cele că avem aproape 5.000 de locuitori în Comuna Tulburea, 1.960 de gospodării. Ce vorbim aici de toate acestea? 42 de kilometri de conductă de apă. Aveți liceu în Comuna Tulburea? Este liceu, sunt aproape 600 de elevi în Comuna Tulburea. Aveți centru de sănătate, după câte știu? Am un centru de sănătate. Mai conduce salvarea dumneavoastră? Da, decât când este nevoie, când e nevoie, chiar eu, chiar nevastă mea, plecăm cu mașinile personale și ne ducem acolo, pentru că suntem alături și de medicii aceia care fac acea permanență la Tulburea, pentru că în momentul când am înființat acel centru de permanență, am avut și o înțelegere cu acești oameni și un lucru extraordinar de bun, pentru că acești doctori au zis da, n-au zis nu, când nu găseam doctor, pentru că actualii doctori care sunt doctori de familie în comună n-au vrut să vie la acest centru de permanență și mi-au venit doctori care sunt din alte localități, dar fac naveta din Craiova la acest centru. Din Craiova? Din Craiova. Câți kilometri sunt până la Craiova? Sunt 60. Păi Tulburea este la jumătatea distanței între Târgu Jiu și Craiova. Adică oricolo, da, da. Și din Cărbunești ne vine o doamnă doctor cu asistenta dumneai și un lucru, acum chiar de la gară, de unde îi luăm pe acești oameni, sau când au vreo nevoie sau ceva, ne ducem și... Dar chiar și gara funcționează la dumneavoastră, da, și gara. Și avem două. Două gări? Da. De ce două? Păi una este în satul Gilord, în Poiana, și una este în Tulburea. Este o distanță... E distanța mare. Uh-huh. Și ele sunt puse, aceste gări, pe numărul de kilometri împărțite. Da. Păi pe ce suprafață se întinde comuna? Sau ca lungime? Unde... Ca și suprafață. Sunt 64 de kilometri pătrați, ce vorbim ca și comună. Avem 2400 de hectare de zonă forestieră. Le-ați retrocedat pădurile la oameni? În proporție. Dacă tot deci, veni vorba. Deci, ca și retrocedări, aici chiar a spus punctul pe rană și recunosc. Că... Am fost odată la dumneavoastră, mi-amintesc acum, așa, am urcat cu oamenii pe acolo, pe niște dealuri, da. Se plângeau că nu băteau hărțile, mi-amintesc, dar e mult de atunci, vă amintiți? Sunt niște greșeli făcute de fostul primar. Nu băteau hărțile cadastrale cu cele... Ale lui Ron Silva cu ale noastre. Da. Și lucru care este și acum și este... situație extraordinar de greoaie pentru această retrocedare. Dar, ce să vă spun așa, în proporție de vreo 60-70% s-au retrocedat. Dar mai avem unele hotărâri judecătorești care încercăm să le punem în practică, sunt fel și fel de situații. Ba, acum, până la ultima, am o înțelegere și cu actualul șef de district de acolo, care este domnul Biriboiu. Să zicem că în vara asta... Reușiți. Vom reuși să retrocedăm în totalitate, cu toate că vorbim de acele proiecte. Joi avem o ședință de Consiliu și unul din proiectele pe ordinea de zi vreau să facem intabularea întregii comuni. Reușiți? Că Târgu Jiu nu cred că e intabulat în întregime. Știți cum? Să zicem că nu aș reuși în totalitate, 100%. Cadastrare, dar, hărți, cadastrale, da, păi da, să facem bată, carte funciară la fiecare, cu tot. Bun, o să luăm de unde începe comuna. De la Tulburea de sus sau de la Poiana, găsim o soluție. Dintr-o parte sau dintr-o cealaltă. Dar o să mergem cu el și facem pe porțiuni exact cum avem bani. Dar
vom începe această situație, pentru că cred că și fiecare om, atunci e mult mai simplă situația, când fiecare om te duci și dai cartea funciară și ai terminat, nu mai poate să-ți mai spune, domne, eu m-am încutare, punct, eu m-am încutare, punct. Sau vrea să vândă cetățeanul respectiv. Sunt mulți bătrâni sau oameni. Se duc să-și vândă. Nu mai stă după noi. Doamne, știți că vreau titlul de proprietate. Nu am colo. Măi, trebuia un metru în partea cealaltă. Atât am validare. Sau da. Sau nu există taxă de succesiune, cu tot. Exact. Ei da cartea funciară, este trecut în cartea funciară, ai terminat cu omul și face singur foarte treaba. E, cu toate că e o situație și un lucru foarte costisitor. Este greu de făcut, e o muncă greoaie, dar trebuie începută. Că, până la ultima, asta este într-un mod obligatoriu făcută. Da. Și acum să revenim la proiecte, pentru că despre ele ziceam că vorbim, și să-mi spuneți cam câți bani ați alocat la investiții, pentru că bugetul l-ați făcut deja pentru investiții. Și cam ce investiții aveți în plan anul 2015? Noi ca și buget local, la ora actuală vorbim de bani din bugetul local, am pietruit aproape 7 km de drumuri. Drumurile care vin de unde începe satul Poiana până aproape de în Tulburea, cu totul am pietruit toate drumurile care mă erau degradate datorită zăpezilor sau, ce să vă spun, diferitelor utilaje care au trecut pe aceste drumuri. Acum, la ora actuală, noi le avem puse la punct 100%, cam toate drumurile. Dar ca și investiții, din bugetul local n-am putut vorbi și nu putem vorbi la ora actuală, cu părere de rău, n-aș vrea să supere cineva pe mine sau altcineva, dar bugetele n-au fost alcătuite cum trebuie la ora asta. Nu sunt făcute, pentru că nu s-a ținut cont de comune cum trebuie. Comunele mici, da, au avut de câștigat, dar comunele mari nu s-au alcătuit bugetele cum au trebuit. Dar câte comune pentru că sunt eu am mari avut, și câte mici în Gorj? Eu am avut o discuție și la Asociația Comunelor când am fost, pentru că și Comuna Tulburea face parte din Asociația Comunelor pe țară, și am fost la București când am fost și, într-adevăr, mulți primari și majoritatea primarilor s-au plâns de această situație. Dar, ce să vă spun, cum vă spusei, până la ultima, un respect deosebit față de organizația PSD, de majoritatea acestor oameni care, la Consiliul Județean, majoritatea care lucrează, domnul Ciprian Florescu, domnul Călinoiu, toată lumea aceasta, n-au zis nu acești oameni, și un lucru bun, pentru că ne-au ajutat cu proiecte, cu fel și fel de lucruri. Actualul prefect, un om de nota 1000, îți deschide ușa și poți să te duci la dumnealui cu orice problemă ai, și un băiat de... Cred că până la ora actuală nu s-au întâlnit oameni prefecți ca acest om. Cu ușa deschisă și poți să discuți orice cu acest om și nu numai că discuți. Până la ultima și rezolv problema, că până la ultima degeaba mă duc și să mă plimb. Păi da. Dar acum președintele Consiliului Județean, pe lângă faptul, cred că având o datorie morală față de Tulburea, pentru că dumnealui... În perioada dumnealui de stagiatură, când a ieșit inginer, în Comuna Tulburea a fost prima dată. Da. Iar domnul președinte... Ce lucra dânsul în Tulburea? Păi era inginer agricol. Agronom. Da? Dar problema e în felul următor. Unde, la primărie? Unde lucra? Nu, la acel CAP-ul, cum erau înainte. La CAP? Da, la acele CAP-uri când erau. Iar dumnealui la cooperativa agricolă. Că erau separate, primărie, CAP-ul, iar CAP. Da, cooperativele agricole. Da, iar da. Dumnealui a fost stagiar atunci la Tulburea, da. Iar dumnealui cunoaște, cred că în proporție așa de 90% toată comuna. Și cunoaște oamenii pe numele al mic când te duci cu dumnealui, când vine la Tulburea, până la ultima e un lucru cu toată lumea, nu poți să întâlnește cu ei, Vasile, cu toată lumea, îi cunoaște după numele al mic. Și am și fost ajutat, nu pentru... Acum, vedeți dumneavoastră cu toate chestiile, nu printr-un trafic de influență ca să zic că să mă ajute să câștig proiectele. Nu, proiectele noastre care am venit să ni le verifice la Consiliul Județean, proiectele pe Ordonanța 28 să fie
Eligibile, în primul eligibile, rând. Eligibile, am fost verificate și de angajații Consiliului Județean, oameni extraordinar de buni. Și asta e treaba lor, n-au făcut o favoare pentru dumneavoastră. Nu, nu e o favoare, dar până la ultima mă putea lăsa în pace cu ele, le duceam la București și mă întorceam în tărăc cu ele. Nu, nu e bine aia, nu e bine alantă, cu toate că eu m-am enervat când o doamnă de la Consiliul Județean m-a întors de câteva ori în dărăt și zic, mă duc la domn președinte să-i spun sau ceva, da, că ce să mă plimbă pe mine. Dar m-am dus în dărăt, mi-am rezolvat treaba, am pus toate documentele care trebuie și iată că un proiect... Dacă vă trimitea București înapoi, vă durea mai tare. Păi, dar cum să nu te duceai la București și pentru ce? Ce proiecte și, aveți? Și avem un proiect, că nu și, pentru... și avem un proiect pe canalizare pe o distanță de 16 km, introducerea conductei de canalizare, iar totodată pe un drum secundar cu DJ661, de 4 km de asfalt. Aceste proiecte sunt pe ordonanța 28. Acum că vorbim una peste alta, ar fi peste 100 de miliarde în bani vechi. Da, în da, comuna da. Tulbure. Mulți bani. Aceste investiții, dacă începând aceste investiții, încep și locuri de muncă, pentru că acele societăți care au câștigat licitațiile la aceste proiecte, vor angaja oameni, că trebuie să angajeze, că n-au cum să facă lucrările ei. Și ce vorbim? În fiecare comună, aceste proiecte, când vor începe derularea lor, că cred că ne vor veni și contractele luna aceasta, decât pe ordonanța 28, și vor începe și lucrările. Aș avea o rugăminte, domnul care sau doamna care ne trimite bancuri, n-am de gând să le citesc în emisiune, nu e pentru emisiunea Viața Gorjului. Încetați, vă rog. Tot felul de oameni, de telespectatori. Asta este. Da. Bun, asta la drumuri, dar spuneați dumneavoastră că nu faceți drumul până nu rezolvați cu apa și canalizarea. Păi da, în primul rând, conducta de apă, noi o avem băgată, conductele de apă, sunt 1300 de abonați pe raza localității, cum v-am spus, sunt aproape 42 de kilometri de apă, deci nu e o problemă cu apa. Problema este să înceapă rețeaua, să introducem rețeaua de canalizare. Este o muncă greoaie, dar ne punem la muncă și facem, o facem, nu avem ce să-i facem. Și după aia puneți asfaltul, nu și după ce? Ar fi chiar culmea, facem ca... Nu. Da, nu, să punem, nu, cum se spune, carul înaintea boilor. Da. Și după ce veți termina aceste proiecte, care când încep, practic, realizarea lor? Aceste proiecte deja, la ora actuală, sunt începute. Deci, firma respectivă este în organizare de șantier. Da? Da. Și cât durează? Adică, este când pe perioada... vor avea oamenii canalizarea la poartă, apa și asfaltul? Cam cât acest... preconizați? Deci, pe proiectele vor... pe proiectele acestea două sunt pe o perioadă de 3 ani de zile. 2000. De acum înainte? 15, 16 și 17. Și 17. O să fie este, un pic de deranj este, acolo. Că este o țără de ranj, dar până la ultima este și o distanță. Vorbim de 16 km, da, nu vorbim. Da. Vorbim de o investiție care statul român bagă aproape cu asfalt, cu totul, aproape 100 și ceva de miliarde în Tulbure. Numai în Tulbure. Trebuie să avem, nu știu cum să spun acum, fiecare cetățean ar trebui să aibă o responsabilitate când aude de 120 de miliarde că da, statul român aduc aceștia. Da. Cum de altfel am făcut și o școală, până la ultima și acea școală pe Banca Mondială care am făcut-o, de 33 de miliarde, Doamne, în bani vechi. E un lucru extraordinar. Eu mă pot bucura cu acea școală. Pot să concurez și eu. Aș vrea să zic cu cele din Târgu Jiu, că Târgu Jiu e Târgu Jiu. E un oraș extraordinar de frumos. E unul dintre cele mai frumoase orașe din țară. La ora actuală. Curate. E și gospodărit de un om foarte bine pregătit și un om foarte... gospodar din fire. Gospodar din fire, da, domnul Cârciumaru, e un om de nota 1000. Să vă, da, spun că nu suntem decât noi este doi și... aici, să vă spun un secret cu domnul Cârciumaru. Și astăzi e ziua dumnealui, urez la mulți ani, la multă mulți ani, fericire și sănătate. Da, eu sunt supărată pe dânsul că n-a venit niciodată la noi la emisiune, așa că nu-i zic la mulți ani. Să vă spun un secret cu domnul Cârciumaru. Când era la început de mandat, eu eram la TVR Craiova și TVR-ul zice, frate, nu știu, îmi faci un subiect, să-l dau dimineața la 7 la București. Păi zic, frate, să-l inventez, inventează-l. Mă gândesc, mă sucesc, cum să fac, ce să fac, zic, și mi-am amintit că domnul Cârciumaru dimineața la 5 începe activitatea. Și îl sun, domn primar, la ce oră începe să facă? La 5. Aha, bine. Vin și eu să bem cafea, o discutăm, vedem ce faceți dimineața la 5. De ce vă sculați la ora 5 dimineața? Era în primul an de mandat.
Și zic, probabil că vreți să faceți impresie. Nu, doamnă, eu și acolo unde am lucrat la firma privată, mă rog, firma unde am lucrat, tot așa, dimineața la 5 veneam, îmi făceam hârtire, beam cafea, făceam operativă, la mă apucam de treabă, la 5, bine. M-am dus cu domnul Cârciumaru la ora 5 dimineața, în teren, dă-i cu stațiile, cu nu știu ce, cu nu știu ce. Trecură două mandate, tot așa face, tot la 5 dimineața se duce. Așa este, un om extraordinar. Și să vedeți cum zbârnăie stațiile și aoleu, vine primarul, aoleu, vine primarul. Asta e, tată, dacă numai cu biciu se poate, cu biciu lucrăm. Ce să facem? Și din vorbă, dar dumnealui și-a făcut o echipă, știe toată lumea, îl cunoaște. Nu, e vorba de respect. Da, și are un respect toată lumea. Bici, am glumit cu biciul. Da, faptul că e frică că vine Cârciumaru și nu e mulțumit, deja îl disciplinează pe cetățean, pe angajat. Iar cetățenii, vreau să vă spun, au fost disciplinați prin respectul față de primar și nu vreau să-l laud, mai ales că n-aveți niciodată la emisiune, sunt supărată de 3 ani de când există Ensa TV, dar sincer vă spun și asta e un secret care puteți să poți să-l afle toți primarii. Deci primarul Cârciumaru este cu agenda în mână și nu despre el vorbim astăzi, dar foarte scurt, e cu agenda în mână prin oraș. Dacă un cetățean vine la el, el își notează în agenda și rezolvă. Nu uită. Ce sau este? Nu rezolvă, dar caută soluții. Așa este. Important. Să iei lucruri, fiecare cetățean în calcul. Lucruri de invidiat la domnul primar, un lucru extraordinar de bun. Sunt de copiat. Lucruri de copiat. Da. Sunt lucruri foarte are bune. Un raf așa mare de agende de când e dânsul primar, pe toate le ține, le păstrează. Mai taie câte o sarcină. Asta am făcut-o. O taie. Știți ceva? Am început și eu la fel. Până la ultima, iar... am învățat ceva de la dânsul. Știți ceva? Mă invidiez încă un primar extraordinar de bun. Care? Pe domnul Filip. Da. Este. Cu toate că noi era adunat din partid. Nu este, nu este, dar îl cunosc deci destul de bine. Politică, până la ultima, clar, nu? Până la ultima, iară un primar extraordinar de bun. Și se cunoaște, Rovinariu arată extraordinar de bine. Da, da, da. Deci am făcut la un moment dat o broșură pentru Rovinari și când am arătat broșura în altă parte, zice, cum ăsta e Rovinariu? Ăla negru, urât, plin de noroi și de praf și de alea? Așa, da, e plin de flori acum, e un oraș european. Într-adevăr, sunt mulți primari care trebuie lăutat, domnul Ciocea, sunt mulți. Sunt. Și în Bustuchin, iară, se vede o schimbare. Și să vedeți ce școală are domnul Ciocea și grădinița. Da. Ca la oraș. Da, da, da. Dar să venim înapoi la Turburea, dragi spectatori și domnule primar Ion Bârcă, primarul comunei Turburea, pentru cine nu l-a recunoscut, pe invitatul meu. Aveți multe treburi care le-ați făcut până acum, care le faceți, apă, canal, asfaltare, durează 3 ani, spuneați dumneavoastră, dar mai sunt cu siguranță și altele. De exemplu, ce facem cu viața culturală? Știți că noi suntem o televiziune care iubim foarte mult folclorul și îl promovăm. Într-adevăr, avem pe Compania Națională de Investiții reparația căminului cultural, lucru care la ora actuală este aprobat, dar nu sunt finanțate. Nu e finanțat acest proiect. Pentru că pe e buget... E eligibil și finanțabil, dar încă da. Nu sunt fonduri. Acum am ajuns majoritatea primăriilor care nu avem bugete, nu avem decât să facem proiecte, să plecăm cu ele, să le ducem atât la Ministerul Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții, dacă ni se aprobă sau nu ni se aprobă, trebuie să le facem eligibile, că pe bugete locale nu mai avem bani. Lucruri care e dureros, ca să nu poți să-ți repari un cămin cultural, să nu poți să repari un acoperiș la o școală, trebuie să stai cu totul la mâna ministerelor de resort, care trebuie să faci proiecte, diferite proiecte. Spre exemplu, la Ministerul Învățământului, acum trebuie să ne ducem și acolo, cu un acoperiș la școala Poiana. Eu am făcut o bază sportivă și școala Poiana. Am 4 școli în comună. Comuna are 5 sate, și avem 4 școli. Dar sunt multe lucruri. Și dacă nu veți reuși, Doamne ferește, să faceți sala de sport, unde vor face copii? Nu. Avem sport? Să zicem, ca și sală de sport, la ora actuală avem și noi un proiect prin care acel proiect am făcut și puține lobby, prin care am pus și pozele lui Constantin Adiță și lui Lidia Simon, marele campioane mondiale la maraton. Bare în cel puțin am zis că doamna ministru al educației fizice și sportul se cunosc destul de bine, nu a zice pentru un trafic de influență, dar cel puțin un respect față de cele două sportive campioane mondiale. Nu vorbesc ca și sportiv, Tulburea are
o serie întreagă de sportivi, foarte mulți, și sportivi de performanță, copii care învață extraordinar de bine, au câștigat locul întâi la Olimpiada de Matematică. O fată care... Extraordinar! Iată că da. Nu trebuie să fii neapărat de la oraș ca să înveți bine. În primul rând. Și ce vorbim, vorbesc ca și valori, sunt multe în Comuna Tulburea. Dar uitați-vă că, na, trebuie... Și copii talentați am găsit atunci când am făcut o emisiune la dumneavoastră la partea culturală, mă refer la folclor, la... Aveți o formație, cea care se ocupă de copii formația, acolo, Sideral, da, care a cântat înainte de emisiunea noastră. Da, într-adevăr, și formația Sideral, acei majoritatea... Sunt profesori toți la dumneavoastră acolo? Da, dumnealor sunt profesori la noi la Tulburea. Un lucru extraordinar, ajută mult comunitatea. Dar lucrează și cu copiii și pe partea de... Și ajută mult comunitatea. Acești oameni, ce să vă spun? Ia... Ca și comună în ansamblu, nu e o comună mică și e o comună destul de frumoasă. Până la ultima știți că și Cioara și-a lăudat copilul ei cel mai frumos. Cel mai frumos, da, corect. Dar eu consider că Tulburea s-a schimbat în bine. Da, da, este într-adevăr. Am fost și noi anul trecut. Sper să mai venim și anul ăsta, că e mare, e mare județul, dar încercăm să venim peste tot să vedem cum trăiesc oamenii. Poate găsim și niște subiecte de agricultură pentru colega mea, Mihaela Andreescu, pentru că știți că noi promovăm și agricultura. Aveți fermieri? Avem mulți tineri care sunt fermieri la ora actuală. Iată. Da, e un lucru... Majoritatea au început să-și deschide diferite activități pe diferite societăți care și le-au făcut. Unii comerț cu amănuntul, alții pentru creșterea animalelor, diferite activități care sunt exemple de bună practică pentru alți cetățeni care poate că n-au curajul să înceapă o activitate, că știți cum e acum, spunem, te apuci de producție, e ultima greșeală. Da, hai să ne apucăm de producție. Chiar trebuie. Hai să ne apucăm de producție. Da, un lucru, eu zic că e benefic și majoritatea, și chiar și aceste emisiuni care se fac la țară și chiar și la aceste emisiuni care venim noi. Până la ultima, și eu pot să-mi corectez greșelile mele. Dom'le, știți, ai zis de chestia aceea, dar până la ultima, uite, ar fi bine și asta de făcut. Sau, domn' primar, vezi că ai promis la televizor. Da, sau, domne, vezi că ai promis, domne, că termin canalizarea, sau, domne, faci asfaltul, sau... Păi de ce crezi că vă tot întreb eu și vă bat la cap și mi-am notat aici o grămadă de lucruri? Eu am început chiar și la cimitire, pe lângă cimitire. Spre exemplu, la Cucurova fac o capelă și cu o sală de mese. O sală de mese acolo lângă... Există câte un cetățean. Până la ultima, normal și normal ar fi ca cel care îți moare să-l duci la capelă, nu-l mai ții în casă. Dar cum e tradiția la noi la țară, nu cred că se va... Da, până la urmă, atunci când are loc acel parastas, dacă plouă sau, de exemplu, de sărbători, de Paște, când vin oamenii cu parastasul... Sau hramul bisericii. Sau hramul bisericii, să aibă omul, dacă plouă, că dacă nu... Da. Și merg în curtea bisericii. Totodată noi am avut și un castel, e o ruină, un castel... L-am filmat, mi-amintesc. Da, de vorbim... Deasupra bisericii acolo, da. Acel castel roșian. Când am fost la Mamaia de 100 de ani, a murit săraca, am înțeles. Da, da. Săraca de ea. Chiar și... în dreptul ei acolo era castelul. Da. Și ce veți face și cu castelul? Acel castel l-am dat cu titlul gratuit Mitropoliei Olteniei, prin care dumnealor au început să demareze un proiect. Anul acesta va fi, nu știu, într-una din zilele de 23 luna ce vine sau 7 luna cealaltă, prin care Mitropolitul Olteniei va veni și va ține o slujbă la biserica de la Poiana și totodată vor veni 100 de cetățeni, să le zic cetățeni din Franța, care vor veni acolo, vor duce un cort, va fi o chestie de promovare. De promovarea acelui locaș. Mai avem și o biserică din lemn, iar care acea biserică, nu știu dacă știți, nu știu dacă ați fost vreodată, este tot un lucru care ne putem bucura cu ea, că încă mai rezistă și este întreținută de un patrimoniu. Da, e obiect de, și este întreținută extraordinar de bine de un părintele Costescu, iar un om iar bine... Promitem să venim în localitate și da, să facem și da, este, frumoase, pentru că merită. Sunt lucruri care și chiar și la se pot vedea și ne putem mergem. Chiar lăuda cu ele. Corect. Lucruri care ne putem lăuda și cu acei oameni care întrețin valorile comunei.
Într-adevăr, pentru că dacă nu îi sprijiniți și nu îi încurajați, își pierd și ei elanul și puterea, pentru da, că e o muncă. E o muncă acolo. Da, e o muncă extraordinar de mare să întreții. Până la ultima și acasă, ați văzut, într-o curte. E greu de întreținut o curte, dar să întreții o biserică, să întreții un gard, să întreții cimitirile și cu tot. Și pentru dumnealor este muncă ieșită din și comun. Castelul ce destinație va avea? Ce va fi acolo? Păi la castel tot în legătură cu... Va fi restaurat? Da. Asta am și spus că până la ultima, să vă dezvălui, da? Da, de mitropolie, să vă dezvălui și situația cu acest castel. Majoritatea cetățenilor, mulți oameni de afaceri și din afară vreau să vie să le iei la un preț de nimic. Uh-huh. Pentru ca să-l restaureze și știam că următoarea situație va fi revânzarea. Revânzarea sau fac un hotel acolo, încearcă să facă turism, nu dacă, se știe. Până la ultima, dacă ar fi venit cineva, domne, scriu pe hârtie că voi face hotel și voi face ceva, care să beneficieze da, ceva și acolo. Comuna, până la ultima, că face un hotel, angajați tot din comună îi va lua, pentru că n-ai de unde să-i aduci din altă parte, ca să le plătești navetă, să le plătești totul, tot o de acolo. O zonă de vizitare, da. Nu știu, o vânzare de suveniruri, să puneți oamenii, femeile, să coase, să facă niște țese. Și am zis, domnule, uite care chestia, împreună și cu mai mulți consilieri, am un cetățean, un domn care 4 ani de zile a stat aproape de mine, domnul Daju, Neafanu Daju, acest om a stat, nu era consilier local și a stat lângă mine pentru că în mandatul trecut nu aveam nici majoritate în Consiliul Local și mi se puneau numai piedici cu totul. Cu toate că acum, într-adevăr, există, dar ca să vă spun, n-aș vrea să fiu răutăcios să spun că este majoritate numai din partea Partidului Social Democrat. Nu e o majoritate așa totală, majoritatea consilierilor locali vor să facă lucruri bune să pentru comun. Să faceți treabă, că da. De asta v-au ales oamenii. Da, nu să sunt. Sunt 2-3 acolo care sunt gică contra, dar pădure... Gică contra e peste tot, da, adică... Pădure fără uscături nu există. Cum? Asta este. Dar, categoric. Na, nu poți să zici nimic. Dar ca și proiecte... Important e că majoritatea trece de... Da. Voturile care sunt, adică proiectele da, importante. Proiectele importante, toate, n-a fost un proiect care să nu fie votat și să nu fie... Să nu treacă de votul consilierilor. Da, să nu treacă de votul consilierilor și să nu fie aprobat, de aia vreau să spun. Lucruri care am făcut lucruri bune, chiar și acea biserică din satul Poiana, care, că vrem, că nu vrem, o perioadă de 3 ani de zile, să te duci aproape de 3 ori, să faci naveta. Până la ultima, nu numai că te duci acolo. Mai trebuia să mai... N-aș vrea să spun că să mă laud acum că duceam eu mâncare acolo. La oamenii care munceau care lucrat, acolo. Da? Nu să zic așa, că acolo a dus și domnul Daju, care vă spus să-i, și părintele, și majoritatea oamenilor din apropiere de acolo veneau seara, pentru că având 6-7 oameni la muncă, în fiecare zi se mănâncă. Da, până la urmă biserica este o obște, așa se spune, da. Obștea bisericii, adică oamenii care sunt uniți acolo da. Și dar și acolo a pus suflet tot satul, pentru că în acea biserică când a fost și o, nu știu, un noroc, o situație care, o întâmplare, să zic. Când am luat eu primar, a luat și actualul preot din satul Poiana, a venit și el preot la biserica respectivă. Da, și când dumnealui, eu nu zic că am luat o ruină, dar am luat o comună îndatorată extraordinar de mult. 5 miliarde au fost facturi făcute și contracte neînregistrate. De 5 miliarde. Lucruri... Credeam că numai la Bolboș se întâmplă destul. Nu. Și la dumneavoastră. Da, a fost. Da? Lucruri care le pot dovedi la cine vrea. Îi le probez. Și? De ce ne-am dus în... M-am dus în instanță da. Și m-am judecat cu diferite societăți comerciale. Unul spunea că a pus becuri, nu știu câte mii de becuri. Nu aveți stâlpi câte becuri au pus da, ei. Da, și lămpi. Altul spunea, am și pierdut din procese, uh-huh. Am și pierdut aproape 2 miliarde 600, i-am plătit. Așa, și am plătit. Restul, deci n-am plătit vreo 2 miliarde 400. Uh-huh. Deci n-am plătit vreo 2 miliarde de 400. Au fost lucrări neexecutate, adică din cauza să nu le-ați plătit? Le-am dovedit la instanțele de judecată că lucrările au fost numai, contractele au fost fictive, n-au fost contracte legale.
Dar lucrurile s-au făcut? Nu s-au făcut lucrurile. Păi dar nu erau lucrări. Păi unde? Vorbim de acele becuri. Deci era la 1.200.000, pe urmă ajunsesem cu el la 800. Că, domne, îmi dai 500. Nu ești lucruri de așa, da, ca la piață. Parcă erau banii mei de acasă. Parcă era societatea. Dar vii și tu cu un deviz. Bă, prietene, uite ce am făcut eu. Uite, nu mi-ați dat banii. Ia, mă, ce ai făcut? Uite aici devizul. Uite aici recepția făcută. Deci cam, de niște cam ăștia a fost și eu am luat o datorie extraordinar de mare, de 5 miliarde, vă spuse, da? Până la ultima. Am plătit cele 2 miliarde care au fost dat în timp, toate prin aceste procese și eșalonând datoria, am reușit și am făcut și lucruri, și asfaltări pe buget local, dar acum, prin alcătuirea bugetului, mă repet încă o dată, chiar ni s-a tăiat tot elanul. Și vă lăsați? Nu. Nu mă las, păi, pentru că am aceste proiecte, am proiecte depuse la Ministerul Dezvoltării, o serie întreagă de ălea și eu sunt un om care până la ultima fac naveta la București, ce să fac? Păi nu, păi să satură, să satură și dumnealor de mine. Că până, la ultima, până la ultima, eu știu că și pe domnul președinte, și pe domnul prefect, și pe toți, i-am sufocat și aici. Foarte bine, cine nu insistă, nu persistă. Da, i-am sufocat, în continuu sunt la ușa dumnealor. Domne, ajutați-mă și pe mine cu următoarea. Domne, ne dați bani. Domne, ne faceți. Domne, păi până la ultima nu merge. Asta e situația. Ce să facem? Ce așa să e facem? Peste tot. Așa, altfel n-avem. Cine nu se zbate, n-are cum să obțină nimic. Dar nu ai. Nu o să vină nimeni să vă roage cu bani, domnule. Nu. Sau să facă cineva vreun proiect sau ceva. Nu. Nu. Trebuie că am mai auzit la o emisiune tot la fel un domn zicea, nu îi dau nume. La noi, un la domn, nu, nu la dumneavoastră, la alte emisiuni. Așa. Spunea... Să dădeau niște domni bine, că au și avut funcții sau ceva. Păi cine, domne? Păi primarul face, domne, proiecte. Păi spun eu, domnule al celuia, că primarul face proiectele. El să-ți bate pentru proiecte. A, că îl fac diferitele firme, da, dar pleacă cu el în mână și aleargă de lea mama lui proces verbal, că nimeni nu știe cum să duce, să duce în stânga, în dreapta, peste tot, să-ți bate ca apa de mal. Da, să-ți bate, la comisie. Să-ți bate ca apa de mal. Obține avizele. Să duce să iei. Finanțează, pentru că firma aia, într-adevăr, lucrează, dar pe niște bani. Păi, în primul rând, că primarul trebuie să ducă la acea firmă, să ducă să strângă banii din taxe și impozite. Să-i pună la dispoziție documente. Nu-i chiar așa de simplă ce spunea acel domn. Dacă dumnealui n-a văzut și nu le-a lucrat, îmi pare foarte rău. Și n-a fost primar niciodată. Câte mandate aveți dumneavoastră? E al doilea mandat. Al doilea mandat. Da. Și cum ați câștigat al doilea mandat? În primul tur? În al doilea tur? Nu. Al doilea mandat nici n-am... Am fost de vreo 3 ori prin comună. Pentru că, acum, haideți să vă spun, un primar în funcție... Pentru ce mă duc n-are în campanie? N-are rost să se laude, trebuie să arate ce a făcut. Păi da, eu în primul rând m-am dus, mi-am făcut niște broșuri, ce am făcut eu și ce vreau să fac. Lucrurile și am dat la fiecare cetățean, pentru că oamenii... Asta în 2014? Da. Bun, întreb, suntem în 2015. Nu, în 2012 a fost. 12. Păi mai aveți un an și se termină acel mandat și vreau să vă întreb dacă ați îndeplinit ceea ce ați promis în acele broșuri. Am în totalitate, pentru că eu le țin acasă și spun acolo. Da, și le și asta vin am cu rezolvat-o. El. Da, și așa și mai totodată. Știu, am promis, care face așa. Am promis și am rezolvat. Uh-huh. Lucruri care am promis, le trimit la oameni, pe o față și pe partea alta am rezolvat. Și voi face. Lucruri care eu le probez. Și sunt lucrurile care sunt... Eu zic că voi ieși și cu această, și cu această canalizare. În primul rând, asta era unul din asfaltarea multor drumuri, căminul cultural, acel centru baza de sportivă. Baza sportivă, acel centru, în primul rând, că mi-era rușine și voi, dacă nu reușim ca acea sală de sport, prin toate lobile care le fac eu, nu se aprobă. Și să zicem că nu sunt bani, nu se va aloca fonduri pentru săl de sport. Să zicem și situația asta, nu se dă, nu se dă. În primul, voi pune un teren artificial și în Comuna Tulburea. La Poiana avem un teren artificial, o bază sportivă ultramodernă și voi face și la Tulburea. Care copiii se vor bucura și de acel teren sintetic care... Eu zic că prea puține școli și localități au. Mai avem un minut din emisiune și aș vrea să le transmiteți dumneavoastră cetățenilor din Tulburea. Ce credeți că trebuie să știe neapărat și e greu să le spuneți la fiecare în parte când vă întâlniți cu ei pe drum? Ce trebuie să știe ei foarte important pentru anul ăsta și pentru viitor în legătură cu administrarea comunei? Ce să le spun cetățenilor? Să aibă încredere în mine că sunt un om competent și...
cum de altfel și eu îi respect pe dumnealor, să ne... Să vă ajutați și să vă respectați reciproc. Da, să ne respectăm reciproc și să ne ajutăm. Cu cât dumnealor sunt lângă mine și eu sunt lângă dumnealor și reușim să trecem peste toate obstacolele și să reușim. Acea investiție de canalizare, acele drumuri de asfalt, diferitele lucrări care le facem, cadastrul comunei. Da, important. Eu zic că și asta e una din lucrările extraordinar de mari dacă o reușim. Canalizarea și cadastrul comunei e un lucru destul de mare. Zice cineva, vă mulțumim, domnule primar, pentru tot ce ați realizat în comuna noastră, toată stima. Mulțumim și noi pentru... Și eu îi mulțumesc dumnealui. Pentru mesaj nu s-a semnat domnul sau doamna. Ar fi fost bine să se semneze, dar poate că nu vrea să-și atragă antipatii din partea altor partide politice. Mulțumim pentru apreciere. Până la ultima că și partide. Un primar își face politica... Nu vorbim de politică, domnul primar. Vedeți câtă treabă aveți dumneavoastră acolo, că nici politică nu aveți timp să faceți. Trebuie să ieșim. Păi... Două vorbe de politică, o jumătate de propoziție. Ce să vă spun? Sunt membru al Partidului Social Democrat, sunt alături de acest partid și până la ultima oamenii să aibă încredere în Guvernul României și în Victor Ponta, pentru că e omul... Păi nu facem campanie. Bine, n-a început campania, nu e o problemă. Nu, dar e omul și în primul rând să ne bucurăm că e gorjeanul nostru și e omul care îi trebuie României la ora actuală. Da. Da. Dacă ziceți dumneavoastră, oricum campania n-a început așa, că nu trebuie nu să nu este campanie electorală. Până la ultima, eu mă mândresc că la ora actuală gorjeanul nostru este primul ministru. Da, asta și ar fi cazul să ne mândrim cu toții. Bine, domnule primar de la Turburea, Ion Bârcă, vă mulțumesc pentru că ați venit pentru prima dată în studioul nostru și promitem și noi anul ăsta să venim la Turburea și să facem un material frumos. Să rămână și vă mulțumesc și chiar vă invit să veniți cât mai repede la Turburea, că cred că sunt extraordinare. Da, sunt lucruri care se pot vedea. Și pe care le putem arăta telespectatorilor noștri. Da, și lucruri care sunt adevărate și nu sunt vorbe. Nu sunt povești. Mulțumesc pentru prezența seara asta. Să rămână. Dragi telespectatori, mulțumesc pentru atenție. Vă las alături de colegii mei în continuare. La revedere!